Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă săptămână. Ca și punct de începere aș dori să, ca înainte de a vă oferi informațiile legate de proiectele pe care Primăria Roman, spre deosebire de alte instituții ale statului, precum Consiliul Județean condus de PSD, le are pentru toți cetățenii, și aici vreau să subliniez, pentru toți cetățenii, indiferent de simpatiile lor politice, aș vrea să fac câteva precizări importante, tocmai pentru a informa corect pe toți cetățenii acestui municipiu. După ce că au lipsit, pot spune cu toată responsabilitatea, nemotivat de la ultima ședință a Consiliului Local, consilierii PSD sau cineva de la PSD, nu cred eu că ei au trimis, un comunicat de presă plin de erori. Acum nu știu dacă sunt erori voite sau nevoite. Dar spun erori ca să nu spun minciuni. Pentru că, de fapt, sunt minciuni ceea ce au spus acolo. Eu am citit în presa scrisă, în presa online din Roman, că acest comunicat vine urmarea unui atac vehement al meu. Eu nu atac pe nimeni, la Primăria Roman se muncește și nu se fac războaie pe banii cetățenilor. Eu am încercat să explic încă de la acea ședință că pentru ședințele de îndată nu este nevoie trimiterea, adică legea nu prevede un termen pentru trimiterea documentelor până la care consilierii să primească proiectele. Și PSD-ul ar trebui să fie mai atent pentru că PSD-ul a redactat această lege a administrației publice locale, așa că din punctul meu de vedere își toarnă singuri cenușă în cap. În acel comunicat mai spune că pe ordinea de zi erau proiecte de pe vremea fostului primar. N-am negat nicio clipă. Sunt proiecte din 2009. Au fost aprobate la vremea respectivă și de către cei de la PSD. Trebuiau doar actualizate niște devize. Eu am spus de foarte mult, cred că de zeci de ori am spus până acum, că tot ceea ce a fost bun va continua. Am promis romașcanilor că echipa Lucian Micu, Laurențiu Leoreanu, va funcționa. Cum ce să vă zic, mă bucur că și cei de la PSD observă acest lucru și chiar îl sublinează. Le mulțumesc mult. Apreciez acest lucru. Dar, din păcate, nu au văzut sau nici măcar nu au citit celelalte proiecte, pentru că era o serie de proiecte foarte importante care ajutau copiii de elevii de elită din municipiul Roman să participe la o serie de concursuri tradiționale. Deci nu sunt concursuri inventate ieri sau astăzi. Și noi ne-am gândit că e bine, la fel cum am făcut-o și în ceilalți ani, să-i ajutăm pe acești copii, pentru că merită. Iar alocările, bineînțeles, trebuie să se facă înainte de concurs, și nu după concurs, pentru că după nu le mai putem oferi premiile. Am văzut că tot se insistă că au primit, că au fost anunțați târziu, au fost anunțați de joi pentru ziua de vineri și că presa ar fi primit materialele mai devreme. Sunt prostii și nonsensuri. Și presa, și dumneavoastră puteți confirma acest lucru, dar și consilierii au primit proiectele atunci când au fost gata. Eu eram pe drum de la București, comunicam cu colegii mei din primărie pentru actualizarea informațiilor pe care le obținusem și bineînțeles că a durat ceva mai mult până s-au trimis proiectele. Dar atât dumneavoastră presa, cât și toți consilierii locali, repet, toți consilierii locali, au primit încă de joi seara proiectele pe e-mail. Da, e adevărat că ele nu au fost puse pe site joi seara. Dar tocmai de aceea noi le-am trimis pe mail. Deci ei aveau posibilitatea de pe orice calculator să se uite pe e-mail și nu îi trimitem să consulte proiectele
pe site. Știți bine că acest lucru nu se întâmplă de ieri de azi, de mai bine de 2 ani le-am dat acele tablete, astfel încât proiectele să le trimitem pe mail, le-au primit joi seara, iar vineri a fost ședința. Și repet, cu toate că legea nu prevede la ședințele de îndată un termen pentru acordarea spre studiu a proiectelor. Deci ele puteau fi acordate chiar și înainte de ședință, dar noi nu, le-am trimis cu o zi înainte, de joi seara. Iar tabletele pe care consilierii le au sunt din banii romașcanilor și e păcat că unii dintre ei nu le folosesc, iar pe de altă parte e și mai grav că unii dintre ei spun că le-au și stricat. Da, e, mă rog, e problema lor. Eu zic că trăim într-o eră informatică și e păcat să stricăm hârtie, ne plângem că tăiem copaci, dar vrem în continuare pe hârtie aceste proiecte. Și vă aduceți aminte și în trecut, când erau pe hârtie acele proiecte, cum erau consilieri care veneau și le luau înainte de ședință. Și dumneavoastră știți acest lucru și vă aduceți aminte. Nici măcar nu-i interesa ce le propunem. Iar acum, dintr-o dată, au devenit foarte, foarte grijulii. Mai observ însă că, deci nu, ei nu se pricep la informatică, nu știu să citească un e-mail, dar pe Facebook sunt foarte activi. Nu știu dacă înțeles. Sunt activi, nevoie mare, dar nu știu să citească un e-mail. Da, e păcat că cei de la PSD merg cu cioara vopsită. Din punctul meu de vedere, obligația consilierilor este să vină la ședințe. Și trebuie să voteze pentru pentru proiectele care sunt în folosul romașcanilor și nu să inventeze probleme care nu există. Eu am avut și am în continuare o deschidere foarte mare pentru toți consilierii. De fiecare dată, dacă nu înțeleg un proiect, sunt la dispoziția lor, poate să mă sune, să mă întrebe despre proiecte. Eu le-aș fi explicat despre ce e vorba în fiecare. Dar vă spun, astea sunt minciuni. Cred că ați văzut și dumneavoastră că o parte din consilieri au venit până aici, au ajuns, au văzut că nu sunt ceilalți, au primit un telefon și au plecat. Deci faptul că motivația asta că n-au primit proiectele, nu stă în picioare. Ei au plecat de frică să nu-și piardă scaunul de aici pe care mai stau ei. Eu vreau să fac o informare așa pentru romașcani și să le spun că alegerile nu vor fi prea devreme. Tot PSD-ul este cel care stabilește data alegerilor, dar văd că nu se grăbesc să o facă. Din punctul meu de vedere, eu aș vrea să fie alegeri cât mai repede și romașcanii să stabilească și să decidă în cine au mai multă încredere. Eu pot să asigur de un singur lucru, că până la alegeri voi veni zilnic la muncă, voi munci și vă rog să mă credeți, nu voi da vina pe PSD pentru asta. Deci eu trebuie să muncesc, voi munci și chiar îmi place ceea ce fac. Eu cred că până la urmă asta și trebuie să facă un primar bun. Dacă cei de la PSD nu vor să vină la muncă, îi să stea acasă, să plângă. Dar le recomand totuși să lase bocetul și să pună mâna să ajute romanul, pentru că văd că ceea ce fac în ultima perioadă nu fac decât să pună bețe în roate dezvoltării orașului. Și e păcat, pentru că acest sprijin pe care îl dau ei comunității locale, nu mi-l dau mie, că nu-l iau eu acasă. Sunt lucruri care rămân în oraș și sunt pentru binele romașcanilor. Eu am vrut să răspund doar așa un pic la acest comunicat și acestei afirmații, cum că i-aș fi atacat foarte vehement. Nu i-am atacat deloc, din contră, prin atitudinea pe care au ei, i-au atacat ei romașcanii, da? Nu-i problemă că romașcanii au ochi de văzut și urechi de auzit.
și se pot informa corect. Domnule, să vedeți în acest perimetru. Spuneți-mi, de ce a fost atât de urgentă această ședință și nu putea fi o extraordinară peste 3 zile, anunțat lejer? Adică ce a grăbit atât de mult? Proiectele alea trebuiau duse undeva la minister? Trebuiau depuse la Ministerul Dezvoltării. Termenul în care se depun aceste proiecte pe PNDL la Ministerul Dezvoltării este de 30 de zile de la aprobarea bugetului. Vineri, în această săptămână, este ultima zi de depunere a proiectelor, dar dacă acele proiecte mai au câte o eroare sau mai trebuie reparat ceva la ele, să avem la dispoziție timpul necesar să îndreptăm aceste erori. Practic, erau două proiecte foarte importante pentru reabilitarea unor instituții de învățământ de pe raza municipiului Roman. Este vorba de Liceul Tehnologic Vasile Sav și de Liceul Teologic Episcop Melchisedec. Și nu puteau fi făcute făcută ședința săptămâna aceasta? Păi dacă făceam săptămâna asta, trebuia să o facem marți-miercuri, până depuneam proiectele să făcea joi și apare o eroare ceva în documentație, când o mai reparăm. Deci eu ieri, pe lângă faptul că am fost la Comitetul Director și la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, dimineața la ora 7:30 am plecat de la hotel, la ora 8:15 am fost la Ministerul Dezvoltării. Deci eu nu am fost doar pentru adunarea generală de la Asociația Municipiilor, am fost și să depun aceste proiecte. Și de aici și urgența. Am fost joi de asemenea la București, am luat toate informațiile necesare pentru actualizarea acestor documente. Și de pe drum de la București, cel țin până aproape de Bacău, am stat numai în contact telefonic cu colegii mei din primărie pentru pregătirea acestor documente. Mă rog, eu atâta zic despre acest subiect, dacă o să mai fie cazul, vom mai discuta la întrebări. Doar am vrut să clarific acest lucru legat de aceste copilării, pentru că altfel nu pot să le numesc. Ne jucăm, unii se joacă aici, da. Îi lăsăm să se joace și noi să trecem la lucrurile serioase. Începând de ieri, s-a dat ordinul de începere a lucrărilor la sensul de girație Poarta Nord de la Dedeman și intersecția cu strada Plopilor, unde vom efectua într-o primă etapă lucrările de deviere a unui cablu de înaltă tensiune. Săptămâna viitoare, luni, vor începe aceste lucrări și se vor finaliza la sfârșitul săptămânii viitoare, dacă condițiile meteo ne vor permite. Și ulterior, firma care a câștigat această licitație va începe lucrările la benzile de lărgire dinspre Dedeman, spre Petrom. Vom efectua lucrările de așa natură, astfel încât traficul să nu fie perturbat în zona, așa cum vă anunțam încă de la început. Am dat ordinul de începere a lucrărilor încă de ieri, pentru că de la acest demers până la începerea efectivă a lucrărilor, constructorul trebuie să mai îndeplinească o serie de activități premergătoare și să nu mai pierdem vremea din acest punct de vedere. De asemenea, vom începe din această săptămână lucrările de igienizare la strandul municipal. Pregătim sezonul 2017. Ne propunem ca pentru sezonul estival să mărim plaja cu încă 500 de metri pătrați în zona dinspre drum parcare și agentul economic care are acele terenuri de sport. Vom păstra pentru anul 2017 numărul de șezlonguri și de umbrele, adică 2000 de șezlonguri și 1000 de umbrele. Într-o primă etapă vom deschide mai devreme partea de agrement și zona de picnic, mai bine spus, urmând ca în preajma zile de 15 mai să stabilim o dată concretă pentru deschiderea sezonului estival. În această săptămână care a trecut, am răspuns unei solicitări venite din partea Consiliului Județean pentru identificarea unui teren în vederea amenajării unui heliport. După cum bine știți, în anii trecuți, primăria Roman, prin forțe proprii, a amenajat acel heliport în curtea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, dar acel heliport se adresează
elicopterului de smurd de mici dimensiuni, care atunci când sunt condiții meteo nefavorabile nu poate ateriza la Roman. Ca și informație vă pot spune că anul trecut au fost 6 intervenții cu elicopterul smurd. Însă pentru situațiile când vremea meteo este nefavorabilă trebuie intervenit cu elicopterul celălalt de mari dimensiuni, care are o rază a elicei de 20 de metri, drept pentru care în curtea colegiului tehnic Miron Cosin am identificat o suprafață de 2000 de metri pătrați necesară pentru această activitate. Însă, în prealabil, Consiliul Județean trebuie să obțină acordul Inspectoratului Județean pentru preluarea acestui teren. Noi considerăm că este oportun să trecem din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al Consiliului Județean această suprafață de teren. Este, până la urmă, o investiție de interes pentru municipiul Roman și nu numai, și pentru zonele limitrofe. Viața este pusă întotdeauna pe primul loc, însă această trecere trebuie să se facă numai pe perioada efectuării lucrărilor. Ulterior, această suprafață de teren trebuie să revină în domeniul public al municipiului Roman. Și în momentul în care vom avea o ședință de Consiliu care să prevadă trecerea aceasta, vom specifica în mod clar această condiție. Începând de astăzi, imediat după conferința de presă, voi mai avea câteva discuții pentru finalizarea bugetului și ulterior din această după-amiază vom supune dezbaterii publice proiectul de buget pentru anul 2017, unde va sta în dezbatere publică conform legii 15 zile, astfel încât în ședința ordinară din această lună să poată fi aprobat. Și merg mai departe. Anunț că pe data de 30 martie 2017, orele 14, va fi ședință de Consiliu Local pentru aprobarea bugetului municipiului Roman, în speranța că și consilierii PSD vor auzi din timp că va fi o ședință de Consiliu Local. Unul din proiectele de pe ordinea de zi va fi bugetul municipiului Roman. Îl vor putea consulta și pe site-ul primăriei, că toți spuneau de site. Îl pot găsi și la birou unic, în format fizic, pentru cei care nu se descurcă cu tabletele sau cei care le-au stricat. Astfel încât să putem aproba bugetul municipiului Roman. Nu că am avea nevoie de votul lor pentru acest buget, că ați văzut și la ședința trecută că activitatea în Consiliu se desfășoară foarte bine și fără ei. Dar e bine să știe și ei că poate îi mai întreabă cineva ce investiții se vor face la Roman și măcar atât să le răspundă. Eu sunt convins că vom găsi înțelegere astfel încât să fie aprobat bugetul și toate serviciile conexe din primărie, inclusiv școlile, spitalul, să poată funcționa cum trebuie în baza acestui buget. Și nu cred că aleșii PSD vor fi atât de inconștienți încât să pună în pericol stabilitatea orașului. O altă activitate căreia ne dedicăm timpul în această săptămână se referă la plantarea de arbori pe raza municipiului Roman. Am stabilit programul de plantări pentru anul în curs. Primăria Roman în regie proprie, adică cu oamenii noștri, va planta 1400 de arbori în acest an, dintre care 600 sunt tei, 150 frasin, 450 mesteacăn, 40 catalpa, 60 paulonia și câte 50 de arbori din speciile scoruș și salcie. Arborii vor fi plantați astfel: pe strada florilor 20 de arbori din specia scoruș, pe Anton Pan vom planta 30 de tei și 20 de mesteceni, pe strada chimiei vom planta 30 de tei, pe Dumitru Mărtinaș 50 de tei, la muzeul de artă vom planta 10 bucăți de mesteacăn și 5 bucăți la alveolele de la cimitir,
Pe Aleea Revoluției vom planta 100 de tei, în pietonal vom planta 5 bucăți de mesteacăn și 40 de catalpa, la sala polivalentă vom planta 40 de bucăți de mesteacăn, în parcul de la școala Calistrat Hogaș vom planta 5 bucăți de mesteacăn și la școala Roman Mușa din Victor Hugo vom planta 30 de tei, 10 bucăți de salcie și 10 de mesteacăn. Pe strada Ștefan cel Mare, centru istoric, vom planta încă 50 de paulonia, iar pe Suceava Tronsonul 1 vom planta 20 de mesteceni. Pe Bulevardul Republicii plantăm 80 de tei și 20 de scoruș. În Strand vom planta 300 de mesteceni. La blocul 3 de pe Roman Mușat plantăm 5 paulonia și încă 5 pe alineamentul E85. La microhidrocentrală plantăm 50 de tei. În cartierul de blocuri Anele vom planta câte 150 de tei de frasin și frasin și 40 de salcii. În părculețul de la poliție plantăm 5 scoruș. Alți 30 de tei și 20 de mesteceni vor fi plantați la Biserica Armenească. Pe Aprodul Arbore plantăm 10 bucăți de mesteacăn. În scoarul de la Republicii vom planta 5 mesteceni și 5 scoruș, iar în parcul municipal vom planta 50 de tei. Și la asociațiile de proprietari, în baza solicitărilor, se vor planta 550 de arbori, iar în plus, prin voluntariat, ni s-au comunicat că se vor planta alți 1200 de arbori. Vorbim de serviciu voluntar pentru situații de urgență și firma Locato. Firma Locato va planta 200 de arbori la cimitirul din Nicolae Bălcescu. Urmează ca în total, până pe 31 martie, să fie plantați 3100 de arbori pe raza municipiului Roman. Deja am realizat 840 de gropi până în acest moment. Vineri, 17 martie, vom ridica toți acești arbori, iar începând de luni, 20 martie, vom începe plantarea acestor arbori. Eu încă o dată fac un apel la cetățenii municipiului Roman. Atunci când observă fapte antisociale de distrugere a aceștor arbori plantați, și nu numai, orice act de distrugere, să sune fără nicio frică, fără nicio reținere, la numărul de telefon 0233984 pentru a lua măsurile care se impun pentru protecția acestor arbori, pentru că este păcat să muncim, îi plantăm și după aceea vin cei certați cu legea și îi distrug. Un alt subiect se referă la curățenia de primăvară. Vă reamintesc faptul că miercuri 15 martie este ultima zi de înscriere la această competiție. Până în acest moment s-au înscris 26 de avem 26 de înscrieri, dintre care 20 sunt asociații de proprietari, 2 persoane fizice și 4 instituții de învățământ. Până acum nu avem nicio înscriere de la vreo societate comercială sau vreun ONG. Deși ONG-uri în acest domeniu sunt destul de multe care anunță că activează, dar iată că, din păcate, niciuna nu s-a înscris. Mai este timp și ne-am dorit, dacă în acest timp rămas până mâine, să se înscrie cât mai multe persoane. Concursul se va desfășura în perioada 15 martie 14 aprilie 2017. La competiție se pot înscrie toți romașcanii, indiferent de vârstă, grupurile țintă fiind grădinițe, școli, licee, alte instituții educaționale, asociații de proprietari, organizații și asociații non-profit, societăți comerciale și instituții publice, precum și persoanele fizice. Înscrierea la concurs se face prin e-mail trimis la adresa mediu@primariaroman.ro sau personal prin completarea unei cereri tip care se găsește la biroul unic al primăriei sau pe site-ul primăriei municipiului Roman, www.primariaroman.ro. Pentru fiecare categorie de participanți se vor acorda următoarele premii. Premiul întâi, o motocositoare, locul al doilea, o roabă cu unelte de grădinărit, iar locul 3, o instalație de irigat cu aspersoare. Iar, ca și mențiune, câte 2 bucăți de arbori din speciile molid și paulonia. Vreau să precizez că în anul 2010, când a avut loc prima ediție a acestui concurs, s-au înscris 11 persoane și instituții. În anul 2011 s-au înscris 26 de romașcani, în 2012 22 de persoane, în 2013 18, în 2014 23,
în 2015 22 de persoane și în 2016 36 de persoane și instituții. Eu încă mai sper ca în cursul zilei de azi și de mâine să se înscrie cât mai mulți romașcani, astfel încât să avem o participare cât mai amplă la această competiție. Dimineața, în cursul ședinței operative, am discutat cu domnișoara director Sorina Monac în legătură cu situația de la, în ceea ce privește cererile pentru tichetele sociale. Avem înscrise un număr de 2891 de persoane. Sigur că față de anul trecut, când am avut circa 2200-2300 de persoane, a crescut numărul beneficiarilor, dar acest lucru se datorează și faptului că, așa cum v-am anunțat în trecut, am majorat plafonul de la care se acordă aceste etichete până la 1000 de lei, astfel încât mai mulți romașcani să beneficieze de aceste etichete sociale. Începutul acestei săptămâni, duminică seara și luni dimineața, am fost prezent la București. Așa cum vă spuneam, m-am deplasat și la Ministerul Dezvoltării pentru depunerea unor proiecte, dar în același timp am avut și adunarea generală a Asociației Municipiilor din România, ocazie cu care am putut adresa mai multe întrebări miniștrilor și președinților celor două camere. Mare parte a problemelor s-au canalizat pe salarizarea din sistemul public, acolo unde trebuie o normă legală unitară care să se aplice la nivelul întregii administrații publice. Există promisiuni că în această vară, în această perioadă, se lucrează la legea unică a salarizării și în această vară urmează a fi aprobată această lege a salarizării unitare. Un alt subiect intens dezbătut a fost cel al taxei de 80 de lei care se aplică la deșeurile depozitate la depozitul conform de la Girov. Din păcate, nu am găsit deschiderea la care ne așteptam la Ministrul Mediului. În continuare, această taxă rămâne în vigoare și se pare că suntem forțați să o aprobăm și noi. A fost adus în discuție din nou municipiul Orșova, acolo unde de peste 30 de zile gunoiul se află neridicat de la platformele gospodărești. Practic, municipiul Orșova este sub asediul gunoaielor. S-a declanșat și starea de alertă la nivelul municipiului Orșova. Toate autoritățile centrale, prin prefectura județului respectiv, sunt în stare de alertă. La noi, după cum bine știți, a existat luna aceasta o hotărâre de Consiliul Județean. Din punctul nostru de vedere, au comis o eroare că au adăugat la această taxă și acele cheltuieli indirecte, dar până la urmă, dacă au stabilit un tarif de depozitare la groapa ecologică de la Girov, noi nu avem ce face și trebuie să ne conformăm și cred că dacă în continuare eforturile noastre nu vor da roade la Ministerul Mediului, și cred chiar astăzi și domnul deputat Leoreanu va face o interpelare în Parlamentul României la adresa Ministrului Mediului fie pentru eliminarea acestei taxe, fie pentru regândirea ei, nu vom avea de ales și începând din această lună va trebui și noi să aprobăm un tarif mărit la deșeurile menajere. Vom vedea în perioada care urmează ce decizii vom lua în funcție și de deciziile Ministerului Mediului. Alte discuții care au mai fost la Asociația Municipiilor s-au referit la acel cod administrativ care se află în dezbatere publică. Mai trebuie obținute 2-3 avize și ulterior poate
intra în Parlament pentru aprobare, statutul funcționarului public și, de asemenea, reglementarea pe partea de prevenție a activității Curții de Conturi, pentru că s-au întâmplat foarte multe anomalii la nivelul întregii țări, la nivelul administrației publice. Și vă dau două exemple. A fost situația unei primării care a avut un document de la Agenția Națională de Achiziții Publice, de la ANAP, care confirma faptul că au respectat întru totul procedura unei achiziții publice și a venit Curtea de Conturi și a zis că, din punctul lor de vedere, achiziția nu s-a făcut legal și că nu interesează punctul de vedere al ANAP, care e tocmai organismul care reglementează achizițiile publice. Și, de asemenea, o altă situație a fost cea primarului municipiului Cluj, domnul Emil Boc, care timp de 15 ani a finanțat festivalul de film. În fiecare an a fost controlat de Curtea de Conturi și nu a fost nicio problemă. Iar acum, la ultimul control, într-o situație identică și la fel ca și în ceilalți ani, și-au dat seama că în toți ceilalți 15 ani ar fi greșit, de fapt, și că acum procedează cum trebuie și l-a pus să returneze întreaga sumă de bani alocată pentru pur și simplu fapt că acel ONG a încasat o sumă de bani pentru un bilet la acest festival de film. Mă rog, ei se află acum în procedură de judecată, dar ca idee trebuie să existe și o prevenție din partea Curții de Conturi, nu doar sancțiune, și să poți, pentru orice activitate pe care o faci, să poți să soliciți un punct de vedere Curții de Conturi, iar acest punct de vedere să fie opozabil tuturor organismelor care vin în control. Cam acestea au fost subiectele mele. Stau la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări punctuale. Da, nu am această informație, mă interesez imediat după ședința operativă, după conferința de presă și vă voi comunica un răspuns. Tot o problemă de la spital, am internat cu cineva la cardiologie, femeie fiind, a stat 3 nopți în salon cu 4 domni, bărbați, pentru că nu sunt locul, nu știu dacă e normal să se întâmple așa ceva. Nu e normal, dar probabil fiind ocupate toate paturile și fiind considerat un caz de urgență, s-a apelat la această soluție. E bine știut faptul că numărul de paturi este alocat de către Ministerul Sănătății. Sigur că și noi ne-am dori să avem un număr cât mai mare de paturi, dar acest lucru nu depinde de noi și trebuie să ne adaptăm la condițiile pe care ni le impune Ministerul Sănătății. Da, mă interesez imediat după și de asemenea vă formulez. Am înțeles. Dar ați încercat să cereți relații și de la spital? Păi, probabil că dacă vor face o conferință de presă, o să întrebăm. Ok, e în regulă, vă mulțumesc. Să-i puteți întreba. Legat de tabletele consilierilor, dacă într-adevăr ele s-au stricat, domnule primar, știu că era o persoană care se ocupa de ceea ce înseamnă întreținerea acestor tablete. Adică puteau apela ei la cineva între două ședințe să rezolve problema cu tableta? Un specialist. Deci și în momentul de față avem o persoană care se ocupă de mentenanța acestor tablete. Până în momentul de față nu ne-a adus nimeni la cunoștință faptul că aceste tablete ar fi defecte. Unu, doi, sunt convins că au fiecare dintre ei un calculator acasă de pe care să se uite pe e-mail. Deci asta e o scuză puierilă. Da. Din punctul meu de vedere, sigur că dacă aceste tablete s-au stricat, eu știu, poate le-au scăpat pe jos, le-au... Dacă deci n-au le vreo... rămân la domiciliu și le predau odată cu terminarea mandatului. Odată cu terminarea mandatului, așa este. Deci, bine ar fi să le predea în stare de funcționare. Da. Legate acele acte de vandalism care au fost prezentate și de noi, cu acei stâlpișori de iluminat din zona Poștei Mari, am înțeles că între timp a fost vorba de o eroare și acolo în zonă există totuși camere de supraveghere. Am
văzut că ați făcut un apel și pentru cetățeni, dacă au văzut pe cineva, dacă ei cunosc. Da, din păcate, așa cum spuneți dumneavoastră, a fost o eroare de comunicare în interiorul nostru, pe care am încercat să o remediem imediat. Din urmărirea imaginilor pe camera de luat vedere, din păcate nu se poate vedea nimic, pentru că la acea oră era o ceață foarte, și toată noaptea a fost o ceață foarte deasă și nu am reușit să identificăm nimic, nu numai acolo în zonă, ci și în zonele adiacente unde ne-am uitat pe imagini, dar din păcate nu am reușit să identificăm autorii. Au fost înlocuiți? Urmează să fie înlocuiți. Nu am încă această informație. Ideea e că oricum trebuie să îi înlocuim și să-i punem, pentru că sunt pe proiect. Și în ceea ce privește vandalismul cu copacii plantați care au fost o să plantăm în continuare copaci. Deci, nu o să avem garanția. Nu o să avem. Ideea e că noi nu trebuie să renunțăm la acest obicei. Și anul trecut vă spuneam că am plantat 2600 de arbori, dintre care au rămas 600 în picioare. Asta e, vom planta acum 3100, vom vedea la toamnă câți vor rămâne. Și tot așa, noi ne-am dorit ca de la an la an cât mai mulți să rămână. Sigur că printre ei vor mai fi și cei care nu se vor prinde, dar noi vom continua toate aceste activități de plantare. Ați vorbit și de alegeri și aș vrea să mă întreb dacă dumneavoastră simțiți că pentru consilierii PSD a început puțin campania, că mă gândesc că la penultima ședință a fost o discuție destul de aprinsă și pe seama faptului că domnii consilieri de la PSD nu mai sunt în anumite consilii de administrații pe la școli și că dumneavoastră se pute intenționat. Adică, în ultima perioadă au cam început să spun anumite lucruri. No. Din punctul meu de vedere, aceste probleme sunt probleme inventate. Nu... Și după cum bine știți și la acea ședință de consiliu, eu am avut toată deschiderea și le-am dat și soluțiile ce să facă. Păi dacă nu au făcut ei prin amendamente, nu pot să le impun eu. Iar aceasta este o schimbare legislativă. Deci nu a fost ceva că am dorit noi să îi eliminăm pe ei din nu știu ce consiliu. Din ceea ce știți dumneavoastră, există o perioadă în care ar putea fi organizate alegerile vară, final de vară, din ce ați auzit? În momentul de față nu se preconizează organizarea unor alegeri. Pârghiile stau în mâna guvernului, care are obligația cu 75 de zile înainte de organizarea alegerilor să anunțe data alegerilor. Am văzut că ieri la Asociația Municipiului a văzut și imagine de care vă aproape de cei care au participat Da. Da. Ați remarcat foarte bine. Am avut o discuție cu doamna viceprim-ministru Sevil Şaideh, în care i-am adus la cunoștință faptul că cele două motoare ale economiei județului, Piatra Neamț și Roman, nu au fost invitate la acea dezbatere. Dumneei a spus că nu a făcut ea organizarea și a cerut scuze în numele organizatorului, pentru că a spus că nu e normal acest lucru și că va trata cu maximă importanță toate proiectele care vor veni din comunități locale, indiferent ce primari au aceste comunități. Dar să știți că, într-adevăr, i-am adus la cunoștință acest aspect și a rămas profund dezgustată de maniera în care a înțeles președintele Consiliului Județean să facă acele invitații. Pe parte juridică, sigur, noi vom merge mai departe cu demersul nostru. Eu aștept în continuare, vă spuneam, acele criterii și modalitatea de calcul în baza cărora s-a făcut alocarea de fonduri.
în ceea ce mă privește, eu mă voi zbate în continuare la ministerele de resort pentru atragerea de proiecte de la nivel guvernamental, dar și proiecte europene. Păi nu, asta e strict, e strict problema lor, e bucătăria lor, chiar nu poți să-i mai ajuți pe ei. Da. Nu, atitudinea lor nu e împotriva mea, să știți, nu e împotriva Consiliului Local, pentru că noi avem suficientă majoritate în Consiliul Local și iată, de aceea e bine să vadă romașcanii ce înseamnă să-i dai unui primar și Consiliul Local, pentru a evita tocmai astfel de acțiuni responsabile a unor grupuri de consilieri care nu știu ce înseamnă interesul municipiului român. Da, acum trebuie să recunoașteți dumneavoastră că s-au cam inspirat de la dumneavoastră, pentru că și consilierii liberali au boicotat ședințele de Consiliul Județean. Aia e problema Consiliului Județean, nu o discut eu. Sunt nesemnificative. Ce posturi intenționați să mai scoateți la concurs în Primăria Roman și cât este acoperită oarecum? Gram a luat pe diverse compartimente. În momentul de față vom scoate doar acolo unde avem proiecte în curs de implementare și de finalizare, în speță la Direcția de Asistență Socială, unde trebuie completată schema de personal conform proiectelor europene. La nivelul aparatului de lucru al primăriei vom încerca să limităm pe maxim posibil scoaterea unor posturi la concursuri, dacă vor mai fi, vor fi doar izolate și în caz de strictă necesitate, pentru că toate aceste creșteri din sistemul bugetar au afectat foarte mult bugetul municipiului Roman, impactul fiind undeva în jur de 65 de miliarde de lei vechi, la care dacă e să mai adăugăm și cele 15 miliarde pe care ne le-au furat de la Consiliul Județean, iată bugetul de dezvoltare al municipiului Roman afectat cu 80 de miliarde de lei vechi. Da, da, da. Mai avem încă destul de multe posturi vacante, dar nu vom mai scoate la concurs în perioada următoare așa de multe, vă spunem. Câteva coordonate ale bugetului pe care le o mare parte din buget va merge pe Direcția de Asistență Socială, acolo unde cam fiecare an vom avea sume importante alocate pe diferitele categorii de sprijin social pe care suntem obligați să-l acordăm. Vom avea și pe parte de investiții alocate sume de bani, va avea și clubul sportiv, direcția pieței, practic vom încerca să acoperim cât mai multe activități curente și inclusiv cheltuielile de funcționare să fie asigurate din acest buget. Așa cum vă spuneam, din păcate, în acest an am pierdut foarte mult prin aceste măriri salariale. Nu contest faptul că nu trebuiau făcute, pentru că colegii mei din primărie, într-adevăr, rămăseseră foarte mult în urmă la nivelul salariilor în administrația publică, dar, din păcate, guvernul trebuia să ne dea și sursa de finanțare și chiar una din discuțiile pe care le-am avut ieri la Asociația Municipiilor a fost tocmai de aceea de a mări din nou de la 41,5% cât ne dă cota din impozit de venit, să o ducă din nou la 47% cât era înainte. Din păcate nu am găsit
înțelegere la guvern pentru acest lucru. Mi s-a spus că se lucrează la un proiect ca începând de anul viitor întreaga cotă din impozitul pe venit să fie dat către administrațiile publice locale. Din păcate însă CJ-ul Consiliul Județean nu ne-a dat nimic, din contră ne iau prin această taxă de mediu de 80 de lei, care, așa cum vă spuneam, nu e numai de 80 de lei, adaugă și TVA-ul și cheltuielile indirecte. Pentru că dacă până acum se plătea 44,91 de lei pentru depozitarea de la Girov, acum se plătește 154 de lei. Deci faceți dumneavoastră calcule să vedeți diferența cât e de mare. Da. Aia e un alt subiect. Nu, ăla e un cu totul alt subiect care privește depozitul temporar. Luăm în calcul mai multe variante, dar prima variantă luată în calcul pentru noi și vom începe demersurile de săptămâna viitoare va fi închiderea acestui depozit temporar ca și depozitul vechi neconform. Pe același principiu. Da. Exact, exact. Nu că nu e legală, nu au dat ei avizul favorabil. Noi ne vom lupta pentru obținerea unui aviz. Și în aceste condiții, de când începe deja să fie facultat numai de aviz? Păi din momentul în care vom avea o hotărâre de Consiliu Local în acest sens, în care, practic, atenție, noi nu vom majora cu niciun leu taxa de colectare de la municipiul Roman. Noi vom adăuga doar acel tarif de transport până la Girov și taxa de depozitare la Girov, care e o taxă stabilită de Consiliul Județean și de Guvernul României, nu are nicio treabă primăria. Iar impactul pe care îl are acest tarif pe care l-am negociat noi cu operatorul de salubritate e un impact de 0,6 bani pentru o persoană. De 60 de bani. Taxa pe tot de rosan? Da, tot de rosan. Deja suntem în clinciuri cu operatorul pentru că suntem somați că dacă nu vom lua o decizie în această lună, vom avea soarta celor de la Orșul. Nu avem absolut niciun cost, avem sprijinul ocolului Silvic Horia, care ne-a pus la dispoziție tot materialul. Sub ce formă? Sub formă de donație, sponsorizare de la... Da. Și chiar vreau să le mulțumesc pentru acest lucru, pe această cale. Un sprijin binevenit în fiecare an din partea ocului Silvic și merită toată aprecierea noastră. Suportul tehnic? Suportul tehnic îl avem noi asigurat din experiența tot an de când tot plătăm copaci. Da, sunt în mediile ultimilor ani. Sigur, o creștere puțin în luna ianuarie, dar nu ceva semnificativ. Avem resursele financiare pentru acoperirea acestora. Mulțumesc. Da, în momentul de față nu avem nicio solicitare pentru autorizație de construire la nivelul municipiului Roman. În momentul în care va veni o astfel de solicitare, vă vom aduce la cunoștință. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește zona Bancost. Am înțeles că și acolo urmează o altă sistematizare. Are exista un proiect pentru, acolo... Acolo, în zona Bancost, tot ce pot să vă spun în momentul de față este că a fost câștigată licitația pentru amenajarea parcării etajate din zonă. Eu nu știu de unde aveți așa de multe informații, dar e interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, ceea ce înseamnă că
va exista o dezvoltare în continuare la nivelul municipiului Roman și acest lucru mă bucur. Și interesul investitorilor pentru această zonă. A doua întrebare se referă la care ar fi stadiul demersurilor pentru parcul zoologic? Da, în momentul de față suntem în procedură de autorizare, mai avem de adunat câteva hârtii, după care vom depune documentația pentru obținerea autorizației. Rămân la fața locului, nu se schimbă absolut nimic. A fost cineva de la administrația Fondului de Mediu, respectă condițiile de spațiu, de dotare, de hrană, tot ce este nevoie pentru a ne bucura în continuare de aceste animale la nivelul municipiului Român. Da, noi am avut o discuție cu diriginții de șantier în care le-am cerut exigență maximă în realizarea lucrărilor și de asemenea am făcut o adresă fermă către constructorul celor două obiective pentru remedierea defectelor. Din păcate, în momentul de față, timpul nu permite pentru reparația cu covor asfaltic, dar acolo vă garantez că reparația nu se va face pe bază de cârpeală, ci prin turnarea unui nou covor asfaltic conform cu standardul în vigoare. Spuneați că era o urgență cu acele proiecte, trebuiau duse la București, dar acele proiecte erau din 2009. La începutul săptămânii noastre știați că mergeți la Asociația Municipiilor și ar fi o oportunitate, n-ați fost invitat vineri la Asociația Municipiilor. Nu puteau fi discutate luni, marți, miercuri, adică sau cu o lună înainte, sau cu două luni înainte, deci, haideți, să fie actualizate? Ca să vă spun, deci eu am fost joi la Ministerul Dezvoltării, joi am luat ultimele informații legate de finanțarea școlilor. E drept, dumneavoastră aveți perfectă dreptate că sunt proiecte din 2009, am spus-o și eu, numai că aceste divizii trebuiau actualizate conform noilor indicatori. Sumele din 2009 nu mai corespundeau cu sumele din 2017. Discutăm de 8 ani distanță. Toate aceste lucruri trebuiau să se facă de către proiectanți. Nu putem noi să punem sume din burtă. Practic toate aceste divizii au fost realizate de proiectanți și noi am depins și de informațiile care veneau de la ei. Deci, din punctul meu de vedere, era clar că reprezentau o urgență, tocmai știind și faptul că eu urma luni dimineață să fiu și la Ministerul Dezvoltării. Vis-a-vis de acest lucru, tot pățit fi priceput, cum să spune, mai sunt și alte proiecte întocmite de Primăria Roman din 2000X, care ar trebui actualizate și să le păstrați în sertar, să le și duceți în caz că vi se solicită? Sigur că vor mai exista astfel de proiecte, dar în momentul în care vom identifica sursa de finanțare, atunci vom actualiza devizele. Vis-a-vis de plantații, o parte dintre romașcani au întrebat dacă veți planta tot ceva micuț, așa, care se poate așeza și un câine să-l rupă, sau un pom care să însemne pom. No, vom planta ceea ce ne oferă cu titlu gratuit cei de la Ocolo Silvic. Până la urmă, paulonia, că ne dau de toate. Deci toate soiurile de copăcei. O parte din aceste specii le cumpărăm noi, cele mai speciale. Dacă achiziționați ceva dintre... Achiziționăm doar paulonia și catalpa. Am înțeles. Catalpa e legat, să scrie? Da. Colegul meu v-a întrebat de investitori în perspectiva că oricine vine să investească într-un loc, discută cu primarul. Este normal. Și dumneavoastră aveți știință că vine un colcim și face un depozit de ciment în perspectiva autostrăzii. Că vine un Carrefour să deschidă Colcimul a venit la mine în momentul în care a avut autorizație de construire. Până atunci, nu. Și știți cum e?
până nu avem hârtii și documente, adică la nivelul de interes declarativ. Să ne lăudăm, adică ce ne lăudăm în momentul în care vom avea date concrete. Că dacă ne lăudăm doar cu intenții, e în funcție de investițiile pe care le fac, în funcție de... Să intenționează o investiție. La mine personal nu a ajuns în momentul de față o astfel de... Mulțumesc.